Ce surpriză! Ce mai faci, omule? Băi, nu pot să cred cum ne-am întâlnit. Ce mai faci? Este întrebarea pe care oamenii și-o adresează cel mai des. Ce mai faci înseamnă a da din gură numai pentru că te simți obligat să o faci. De exemplu, când interlocutorul te întreabă: ce mai faci, omule? Tu scoți pistolul. Uite, îți voi trage un glonț în cap. Ce mai faci? La această întrebare nu mi-a fost dat prea des să aud răspunsuri de genul: bă, rău. Rău, mă bucur foarte tare că te văd. Ține două secunde. Mi-au găsit ăștia cancer la esofag. Gagica mânșeală. S-a făcut pandeșpan cu nete. Nu mai pot, frate, nu mai pot. Pentru eventuala trezire a celor ajunși în așa hal de țăcăneală, ne putem imagina o conversație cu văditis terapeutic. Câte piciorușe are o omidă? Nu știu exact. Mulțumesc de întrebare. Câți metiși locuiesc în Guadalupa? Nici la asta n-aș putea să răspund, însă... Constat surprins că nu ai cunoștințe generale de minim interes. Deci, ești un dobitoc. La revedere!